Clasele de arte ale Liceului Teoretic Nicolae Titulescu organizează un târg tematic pentru Crăciun cu decorațiuni confecționate chiar de ei. Din banii obținuți în urma vânzărilor, elevii doresc să doteze atelierele de creație cu echipamente necesare studiului. Aplicăm diverse tehnici de lucru, cum este tehnica șervețelului, cum este tehnica turnării în ipsos. Sunt lucrări diferite, ne dorim să avem cât mai multe obiecte decorative pentru viitorii cumpărători voluntari ai liceului, pentru a face o activitate frumoasă atât elevilor de la clasa de arte, cât și comunității Nicolae Titulescu. Tinerii artiști de la Titulescu lucrează cu mult spor la obiectele ce vor fi puse în vânzare. Sub coordonarea profesoarelor de arte plastice de la liceu, Delia Badea și Adriana Vâlcea, ei au folosit tehnici diverse pentru a obține ornamente inedite de Crăciun. Aici avem un îngeraș pe care îl facem cu foiță de aur. Urmează să îl pictăm pe tot. Îl facem pentru a le vinde și a cumpăra bani pentru alte materiale, pentru școală. Ne dorim ca tehnica aceasta să ajungă cât mai departe, ca lumea să vadă că ne dăm tot interesul și să fie cât mai, să iasă cât mai frumoasă. O cutie cu listă, cu bilețele de Crăciun pentru copii, să-și pune acolo gândurile, dorințele. Spune-ne cum ai procedat ca să realizezi cutia asta. Am lipit o foaie cu acest desen, apoi am lipit șervețele, aracet peste și acum culoare. Ce vreți să realizați voi prin acest târg? Care este scopul? Jucării pentru copii. Și, nu știu, să le oferim bucuria pe care am avut-o noi când eram mici. Facem ornamente de Crăciun, globulețe și cam atât. Încerc să îmbin tema iernii cu tema vintage-ului. Doresc să obțin membrii. Ceva frumos în general pentru clasa de arte și să avem o reputație destul de bună în școală și să creăm pentru copii, pentru majoritatea școlii. Târgul de Crăciun va fi organizat în perioada 19-22 decembrie, iar toți cei care vor să cumpere decorațiuni handmade sunt așteptați la liceu.